Bun găsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Justiția sub lupă. Astăzi vom dezbate un subiect mai delicat și mă refer aici la o nouă ramură de drept sau o disciplină sau cum o putem numi, vom afla în cele ce urmează și vorbim despre dreptul afacerilor. După cum bine știm, în facultate și în mod tradițional se vorbește despre drept civil, drept penal, dreptul procesual penal, drept procesual civil și așa mai departe, mai puțin de dreptul afacerilor, iar economia de piață în care trăim, cel puțin la nivel teoretic, se bazează pe inițiativa privată și pe afaceri. Iar acest deziderat al societății noastre a creat necesitatea formării noțiunii de drept al afacerilor. Acesta este motivul pentru care îl avem ca invitat pe domnul profesor universitar dr. Bazil Oglindă, profesor de drept al afacerilor în cadrul Academiei de Studii Economice București. Bună ziua, domnule profesor! Bună ziua! Domnule profesor, putem vorbi despre o ramură distinctă de drept, de drept al afacerilor? Da. Am să fac o precizare prealabilă înainte de a vă răspunde direct. De fapt, toată această dezbatere în jurul ramurii dreptului afacerilor, și aș îndrăzni să spun, vine cu atât mai, a fost mai dezbătută din momentul intrării în vigoare a noului cod civil român, când foarte mulți teoreticieni, dar și practicieni ai dreptului au susținut teza dispariției ramurii dreptului comercial. Dezbaterea la nivel teoretic, dacă există sau nu dreptul afacerilor, aș simți nevoia să o fac pornind de la ceea ce tradițional se numea drept comercial. Mai există sau nu mai există dreptul comercial ca ramură a dreptului? Și înainte de asta, v-aș spune direct opinia mea despre orice dezbatere în jurul noțiunii de ramură de drept. Importanța noțiunii de ramură de drept, mie mi se pare că față de tot ceea ce s-a întâmplat în lumea juridică, în lumea științifică, în ultimii 30-40 de ani, scad valoarea și teoretică, nu mai vorbesc de valoarea practică, a dezbaterii din perspectiva ramură de drept sau nu. Bun, s-ar putea să nu fie ramură de drept, dar este o disciplină, este important să știm dreptul afacerilor, dincolo de orice dezbatere teoretică. Ca să vă răspund totuși la întrebare, din punctul meu de vedere, chiar dacă poate nu mai este ramură de drept, dreptul comercial continuă să existe, dar poate sub o altă denumire și într-o altă formă de la intrarea în vigoare a noului cod civil. Asta vreau să vă rog. Iar dreptul afacerilor, din punctul meu de vedere, este mai mult, așa cum spuneam de altfel în lucrarea mea, dreptul afacerilor, care a apărut în anul 2012, spuneam că dreptul afacerilor este mai mult decât o alternativă terminologică pentru dreptul comercial. Și am să vă justific această teză. Dreptul afacerilor ca și concept este mai potrivit. Dacă dreptul comercial, chiar din denumire, este legat de termenul comerț, termen extins din punctul de vedere al obiectului dreptului comercial, care era aplicabil tuturor activităților economice, în general întâmplate în sfera activității comercianților. Dreptul afacerilor vizează nu numai activitățile comercianților, ci activitățile profesioniștilor. Ori noul cod civil român, care aș îndrăzni să spun că este o mini-constituție a dreptului privat, pentru că odată cu intrarea lui în vigoare au fost abrogat atât codul comercial de la 1887, cât și toată legislația comercială generală, sigur, cu mici excepții, pornind de la legea 31, care a rămas în vigoare
cu anumite modificări. Legea societăților comerciale. Mă refer la legea societăților comerciale. Bine, aici o altă discuție. S-a ablogat termenul comercial și se numește legea societăților. Da. O chestiune discutabilă, iarăși, nu, poate nu este rostul în această emisiune să intrăm chiar atât în detalii foarte tehnice, însă aș vrea să mă apropii de răspunsul legat de rolul dreptului afacerilor într-o Românie modernă, cu o legislație modernă, cu un nou cod civil care aparent, adică aparent, chiar este monist, în sensul că reglementarea dreptului privat și dacă mă gândesc la coloana vertebrală a dreptului privat care e reprezentată de dreptul contractual, iar dreptul contractual reprezintă dinamica juridică a oricărei afaceri, este reglementată în mod unitar în codul civil, indiscutabil. Și atunci autorii, în mod special cei de drept civil, au spus, am înghițit dreptul comercial. Nu mai există drept comercial, noi în dreptul civil le rezolvăm pe toate. Aparent așa ar sta lucrurile. În ceea ce terminologic. Nici măcar de asta spun că e nevoie de dreptul afacerilor și o să îmi justific teza imediat. Consider că dreptul afacerilor ca disciplină juridică, iar nu ca ramură de drept, acceptând că ceea ce tradițional era ramura de drept presupunea un obiect propriu de reglementare și o metodă proprie. Sigur, metoda dreptului privat, metoda dreptului civil este cam aceea și în cazul dreptului civil și în cazul dreptului afaceri. Din punctul ăsta de vedere, nu există o autonomie, dar există un interes în a fi studiate în mod distinct și particular. Și am să-l spun pe acest. Deci, dacă avem raporturi încheiate între profesioniști, pentru că reperul dat de noul cod civil nu mai este comerciantul, este profesionistul. Ce înseamnă profesionist? Comercianții sunt numai o categorie de profesioniști, dar nu se limitează la aceștia. Mai avem profesiile liberale. Avocații, spre exemplu, sunt profesioniști. Persoanele fizice autorizate. Persoanele fizice autorizate. Chiar persoanele juridice non-profit, deși nu erau comercianți tradițional, intră în categoria profesioniștilor. Și cu alte cuvinte, codul civil ce a făcut prin dispariția conceptului de comerciant, dispariția ca importanță juridică, că el poate fi utilizat în continuare, și lărgirea sferei. De fapt, am lărgit sfera persoanelor care, dacă intră în anumite raporturi juridice, le denumim aceste raporturi juridice între profesioniști și pentru care uneori avem reglementări speciale și reguli speciale care în general sunt mai exigente față de regulile dreptului comun și regulile dreptului civil. Și acestea sunt regulile pe care zic eu că după 2011 le putem denumi regulile dreptului afacerilor. Regulile dreptului la afacerilor care întotdeauna sunt de o exigență mai mare față de regulile dreptului comun. Dar dreptul afacerilor, privit per ansamblu, poate fi constituit sau, cum spuneați, poate înlocui pur și simplu instituțiile de drept comercial sau vorbim de o disciplină compusă din mai multe discipline sau științe de drept? Eu, de altfel, am scris în lucrarea mea pe care am amintit-o mai devreme, dreptul afacerilor, am spus că există două accepțiuni ale acestui concept. Una este stricto sensus și este cea despre care am discutat mai devreme. Dreptul afacerilor, alternativă terminologică mai adecvată dreptului comercial tradițional. Și a doua accepțiune este cea în sens larg sau lato sensu, când prin dreptul afacerilor înțeleg un cumul de mai multe discipline juridice din zona afacerilor, atât care aparțin dreptului privat, cât și unele care aparțin dreptului public. Spre exemplu, prin dreptul afacerilor, lato sensu, voi înțelege nu numai raporturile, voi include aici nu numai raporturile juridice din sfera afacerilor care tradițional aparțineau dreptului comercial, dar și raporturile de drept fiscal, de altfel cu care se confruntă orice profesionist, anumite raporturi de drept administrativ cu care se confruntă orice profesionist. Și, Doamne ferește, chiar și raporturi de drept penal al afacerilor, pentru că există infracțiuni cu conținut economic.
Și aceasta este opinia mea, că există două accepțiuni, ambele corecte, depinde la care dintre ele ne putem raporta. Pentru că în prima accepțiune este drept privat strict și înlocuitor, de fapt continuator al dreptului comercial tradițional, și cea de-a doua este cea largă, în care cuprindem orice raport juridic cu care, în care intră un profesionist, indiferent că e de drept privat, de drept public, și care are specificitate datorită dinamicii oricărei afaceri. Considerați că această ramură sau această disciplină, cum am numit-o, de drept al afacerilor, ar trebui să devină o teză care să fie tratată la un nivel cel mai înalt, și mă refer aici la nivelul instituțiilor statului, și să fie implementat ca atare inclusiv în toate unitățile de învățământ cu profil juridic? Este foarte bună întrebarea noastră. Apropo de programele actuale ale instituțiilor de învățământ cu profil juridic. Eu cred că da, eu cred că în primul rând dreptul afacerilor la nivelul unei facultăți de drept ar putea în viitor fi mai potrivit, deși noi suntem foarte conservatori, în continuare avem denumirea drept comercial. Dar o altă reformă văd eu aici făcută la nivelul facultăților de drept, și anume tratarea dreptului contractual. La modul cel mai serios ca disciplină. Deci dreptul contractual, eu cred că, mai ales în contextul noului cod civil, este bine să fie tratat ca o disciplină distinctă. Pentru că nu întâmplător vă spuneam, și mă întorc imediat la legătura cu dreptul afacerilor, dreptul contractual și contractul, de fapt, este pilonul oricărei afaceri. Reglementările din noul cod civil sunt reglementări moderne. Membrii Comisiei de Redactare au preluat cele mai noi reglementări, atât dacă stau să mă gândesc la nivel de principii europene ale contractului, principiile unii droa au fost avute în vedere, și reglementarea codului civil din Quebec, care este probabil una dintre cele mai reușite și prin faptul că era una dintre cele mai noi. Și întotdeauna o reglementare nouă are marele avantaj că preia ce a fost mai bun din reglementările trecute. A fost foarte controversat, s-a spus sigur că au fost anumite prejudecăți legate de faptul că am luat codul civil din Quebec, în condițiile în care tradiția noastră este una romanistă și acolo ar fi o tradiție anglosaxonă. Relativă susținerea și chiar falsă din punctul meu de vedere, în sensul că zona Quebecului din Canada este o zonă tradițional franceză. Asta nu înseamnă că nu există anumite influențe din common law, din dreptul britanic. Pe de altă parte, numai la noi se mai scrie încă, de exemplu, că jurisprudența nu este izvor de drept și că este izvor de drept. În continuare văd lucrul ăsta scris în aproape în toate cărțile de teoria generală a dreptului sau de teoria generală a dreptului civil. Ce să vă spun, nu cred că lucrurile stau deloc așa, deoarece în ultimii 50 de ani, între cele două mari sisteme de drept, între sistemul romano-germanic și cel de common law, s-a produs o armonizare a diferențelor culturale, în sensul că jurisprudența a dobândit un rol determinant, după părerea mea, în orice sistem de drept romano-germanic, mai ales sub influența Uniunii Europene, și jurisprudența are un rol hotărător, și numai o anumită pudicitate, aș zice în ghilimele, îi fac pe acești juriști să nu accepte ideea că jurisprudența are un rol determinant, până a avea curajul să spună că este un izvor de drept, chiar dacă secundar. Într-adevăr, aici părerile sunt împărțite. Câtă vreme jurisprudența totuși poate să constituie, să spunem, baza sau fundamentul pronunțării unei hotărâri judecătorești fără a fi avut în vedere niciun alt argument. Știu că părerile sunt împărțite în practică, dar în ceea ce privește adoptarea sistemului de common law, tot, acum nu vreau să fiu tendențios, dar sistemul american se pare că a funcționat destul de bine.
Și atunci nu știu dacă trebuie să fim atât de pudibonzi în a adopta, să spunem, chestiunile care sunt pozitive. Și știu că au mai fost adoptate și au făcut parte din legislația noastră și alte teze din Uniform Commercial Code al Statelor Unite. Și mă refer la legea 99, dacă nu mă înșel. De ce prejudecat asta cu jurisprudența izvor de drept? Dar acum avem temei. Articolul 1 din nou cod civil prevede printre izvoarele dreptului principiile generale de drept. Sigur. Și vă întreb, domnul Stoianescu, unde se găsesc principiile generale de drept? Au fost juriști care la întrebarea asta mi-au spus, păi în lege. Păi dacă ar fi în lege, normele juridice. Legea este primul, dar spune legea, uzanțele și principiile generale de drept. N-ar fi avut nicio logică ca legiuitorul să enumere pe locul 3, adevărat, principiile generale în ierarhia izvoarelor dreptului, dacă nu ar fi fost un izvor distinct. Și ele nu pot fi un izvor distinct, sau pot fi un izvor distinct doar în măsura în care se găsesc undeva. Și unde se găsesc principiile generale de drept? În doctrină și în jurisprudență. Deci atât și rolul doctrinei va fi hotărător. Aici cred că este vorba și de o oarecare inconsecvență, care vorba aia ne-a purtat destul de mult pe la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, mă refer la o inconsecvență a instanțelor de judecat în soluțiile adoptate și probabil că de aici există și reticența în a aprecia jurisprudența ca fiind un izvor de drept de sine stător. Eu personal sunt de acord cu această apartenență a jurisprudenței la izvor de drept. Dar pe de altă parte, și revenind un pic la dreptul afacerilor, a spus că dreptul afacerilor, într-adevăr, combină, practic, noțiuni atât de drept privat cât și de drept public. Da. Și ele pot fi predate, însușite și tratate sub o singură egidă? Mă scuzați că nu v-am finalizat răspunsul la întrebare. Am spus numai de ce ar trebui să se întâmple în facultate, înlocuit dreptul comercial. În programele de masterat, deci eu văd dreptul afacerilor în sine ca un program de master, în care toate acele elemente de drept privat și de drept public să fie discipline distincte în cadrul unui program de master de dreptul afacerilor, ceea ce, din câte știu, se și face. Important, dar o altă discuție la nivel de masterat este profunzimea și nivelul atât teoretic, dar cât și practic superior nivelului de licență. Ceea ce, din câte știu, nu se întâmplă în toate programele de masterat. Nu. Adică trebuie să fie aprofundate la un alt nivel și acele elemente de drept fiscal să fie predate în cadrul unei discipline, acele elemente de drept contractual în cadrul unei alte discipline, acele elemente de achiziții publice în cadrul unei alte discipline, că toate pot avea legătură cu ceea ce este important pentru viața unui profesionist, a unei întreprinderi. O întreprindere se lovește cu aspecte de la dreptul contractual, la dreptul muncii, la, de ce nu, achiziții publice, drept fiscal, etc. Vreau să vă adresez o întrebare, să spunem, mai laică sau mai profană. Putem considera că un absolvent al unui curs de drept al afacerilor, fie el universitar sau postuniversitar, va ști, din punct de vedere legal, să își conducă afacerea? Este foarte bună întrebarea. Un absolvent de curs postuniversitar, dar care nu este absolvent de drept, am să înțeleg? Eventual. Adică noțiunile dobândite în urmare a absolvi un astfel de curs de drept al afacerilor permit unei persoane să își conducă, măcar din punct de vedere legal. Nu cred că poate fi un răspuns unic, dar un singur lucru, adică depinde de absolvent, clar. Ca în orice întrebare. Dar ca să nu închid în felul ăsta răspunsul la întrebare, aș spune că un lucru cel puțin va putea dobândi. Și anume comunicarea cu acel profesionist pe domeniu. Va ști să citească în primul rând cine este un specialist, va ști să lucreze cu un avocat la un anumit nivel și cel mai important lucru, va ști ce să-i solicite, ce să-i ceară unui avocat. Și va ști și unde să caute eventuale răspunsuri. Evident. Desigur că unul din demersurile tehnice de o subtilitate deosebită a avocatului este să înțeleagă ce își dorește cu adevărat clientul, pentru că uneori nici clientul nu știe. După absolvirea unui astfel de curs ar putea să știe ce își dorește din punct de vedere juridic.
Și în ceea ce privește procedurile în sine, și mă refer aici la probleme, m-ați făcut referire la dreptul administrativ, care într-adevăr este o ramură extrem de spectaculoasă de drept și extrem de complicată în același timp, foarte strâns legată de desfășurarea oricărei activități comerciale sau economice. Urmare a acestui curs, să spunem, de drept al afacerilor, o persoană învață măsura în care își poate dubla activitatea economică de avantajele, de avantajele priceperii procedurilor administrative? Cred că, sigur că, cel puțin la nivel teoretic, ar putea să înțeleagă importanța procedurilor administrative și a pașilor care, pe care le urmează o procedură administrativă, dar foarte importantă în același timp, conștientizarea sancțiunilor contravenționale, care de multe ori sunt apăsătoare, le sunt aplicate de tot felul de autorități ale statului, de foarte multe ori comerciantului, profesionistului, și acesta se simte încorsetat. Imaginând și știind măcar în mare existența unor proceduri pe care trebuie să le parcurgă, va ști el sau va pune pe, va putea să vegheze și să oamenii cu care lucrează, profesioniștii lui pe acel domeniu, să urmărească atent acele proceduri pentru a nu se expune sancțiunilor contravenționale, pentru că aici sunt riscurile mari. Iar sancțiunile contravenționale, după cum foarte bine știți și dumneavoastră, sunt apanajul dreptului administrativ și toată răspunderea contravențională și teoria și practica ei este în zona dreptului administrativ. În noțiunea de drept al afacerilor ați punctat și chiar cu părere de rău prezența unor noțiuni de drept penal. Sigur. Drept penal sau dreptul penal coexistă cu dreptul afacerilor în teoria dreptului afacerilor sau pur și simplu dreptul se trata penal ca o știință de sine stătătoare, evident? Dreptul penal coexistă cu orice ramură de drept. Dreptul penal intervine și este forma cea mai gravă de ilicit juridic în orice societate. Normal coexistă. În afaceri se întâmplă lucruri. Dacă suntem în limite normale, suntem cel mult în zona contractuală. Să zicem, ne-am încălcat o obligație din contract. O să răspund în contractul ăla. Dacă sunt în raporturi cu statul și să zicem că nu am plătit impozitele la timp, mă expun la niște penalități de întârziere și sunt în niște raporturi de acest tip, de drept fiscal. Dacă am încălcat o altă normă de drept administrativ, să zicem, sau din zona mediului, să zicem, așa, mă expun unei sancțiuni contravenționale, să nu uităm dreptul concurenței, care este la limita între dreptul privat și dreptul public și regulile de concurență, care expun la sancțiuni deosebite un profesionist. Însă, dacă am trecut granița, din orice zonă de tipul ăsta, în zona ilicitului penal, atunci intervine dreptul penal, dreptul penal al afacerilor. De ce nu? S-au scris cărți pe tema asta și sunt specialiști, inclusiv practicieni, specialiști în criminalitate economico-financiară. Știu, nu întâmplător... Nu întâmplător v-am adresat această întrebare. Nu sunt unul dintre ei. Deci nu sunt... Și mă refer aici la o chestiune foarte punctuală. Știu că există o îndeletnicire a mai multor comercianți de a alege să urmeze calea penală, respectiv a formulării unor plângeri penale, în detrimentul încercării de soluționării litigiului pe care l-au cu un potențial partener pe cale civilă, cum ar fi normal. Am înțeles. Aceasta e o altă întrebare a dumneavoastră. Este de un pic din altă zonă. Este adevărat, utilizarea mijloacelor penale chiar de către profesionist. Nu că nu atunci când... Eu m-am referit la ipoteza în care profesionistul este expus sancțiunilor penale, da, ci atunci când profesionistul apelează. Asta, sigur, țin de tehnicile avocațiale și strategiile procesuale pe care și le aleg avocații, pentru că nu sunt apanajul oamenilor de afaceri. În general, reprezentanților, consilierilor juridici sau avocații le sugerează opțiunea aceasta penală.
Opțiunea aceasta penală este o strategie din ce punct de vedere? Pentru că produce o anumită presiune pe acel partener al lor care, să zicem că s-ar găsi la limita legii penale cu o anumită chestiune și atunci vor obține ceea ce poate mai greu și într-un timp mai lung ar fi obținut pe calea unui proces civil. Inclusiv poate o tranzacție cu cealaltă parte. Cu cealaltă parte. Și atunci, v-am spus, este o opțiune, de strategie. Și în ceea ce privește concursul, mă refer exclusiv la dreptul afacerilor, concursul dintre răspunderea civilă delictuală și răspunderea civilă contractuală, există particularități la care dumneavoastră v-ați referi în mod special în contextul noului cod civil și sub această pălărie a dreptului afacerilor? Deci, ca să înțeleg întrebarea, răspunderea civilă contractuală și răspundere civilă delictuală, particularități în contextul noului cod civil și în contextul drepturilor afacerilor, doar că sunt convins că acesta va fi un subiect foarte extins și care îl vom dezbate pe larg în cadrul unei alte emisiuni, pentru că, din păcate, timpul nu a expirat și acesta este motivul pentru care vă mulțumesc pentru participare, iar și eu vă mulțumesc, stimați telespectatori, vă rog să ne bombardați cu orice fel de întrebări, sugestii sau propuneri pe adresa emisiunii Justiția sub lupă arontv-h.ro și până săptămâna viitoare vă doresc numai bine. La revedere! Nu vedeam.